În cadrul festivităților organizate cu prilejul aniversării a 180 de ani de la înființare, Școala Vasile Alexandrii a găzduit astăzi prima ediție a simpozionului județean, incursiune în istoria învățământului nemțean. La manifestare au participat profesori de istorie, directori de școli, inspectorul școlar de specialitate. Înainte de începerea lucrărilor simpozionului, elevii școlii au susținut un interesant program artistic. Unde dracule, babă, bine carnea de pe os. Când încearcă să se urce pe tulpină mânioasă, din cireș eu zduc în cânipa frumoasă. Baba fuge după mine, eu fug iud iepurești. Și deodată cade baba între fire să încălcești, suduin și sugrumând. Eu credeam că în ziua ce doar cu atât am rămas, dar sara când vine tata, am simțit că m-am cam ars. Mi-a tras, frate, o bătaie de-am rămas pe trup cu sân. Și voi ține asta minte până intru în patrulent. În cadrul simpozionului s-a prezentat modul cum se făcea carte în școlile din oraș, dar și în cele de la țară, în perioada comunistă sau în perioada interbelică, care sunt personalitățile care și-au legat numele, ca profesori sau ca elevi, de unități de învățământ din județ. Este prima ediție acestui simpozion, Incursiune în învățământul nemțean, și credem noi că este locul cel mai potrivit pentru a pune la cale și un proiect de viitor. Ne gândim să recuperăm memoria identitară pentru școlile din județul Neamț și ne gândim pentru un prim volum la școlile care depășesc 100 de ani de atestarea documentară. E un proiect ambițios în care invit din nou toți profesorii de istorie din județul Neamț, la fel cum am reușit să scoatem în septembrie și volumul Identitate Nemțeană, unde ne-am ocupat, după cum bine știți, despre istoria comunelor, satelor și orașelor din județul Neamț. Spunem noi că pentru profesorul de istorie responsabilitatea următoare educării elevilor este aceea de a fi foarte atenți la ceea ce ne înconjoară și la istoria comunităților noastre. Eu am aproape o obsesie pentru istoria locală, dar nu este maladivă, vă asigur, este o obsesie de bun augur și a prins bine județul Neamț. Colegii mei lucrează alături de mine la proiecte de felul acesta și eu consider că nu poți să te arunci către istoria universală fără să îți cunoști foarte bine istoria locală. Tot ceea ce înseamnă educație cetățenească, educație civică, trebuie să înceapă de aici, de la noi, din școala noastră, de pe strada noastră, din orașul nostru. Simpozionul a fost punctul de plecare în stabilirea unor relații de colaborare între școli concretizate în vizite și proiecte bilaterale.